După desprinderea Partidului Național Liberal condus de domnul Crin Antonescu, toată lumea se îndoia că acest proiect politic mai poate fi viu. Ați insistat tot timpul că el există și că va renaște. Astăzi s-a întâmplat prin această alăturare a partidului domnului Tăriceanu. Ei bine, iată, chiar și în acest moment, chiar și într-un astfel de moment, cineva s-a găsit să caute și să găsească o pricină. Spunea cucul de la 6:30, că vezi, doamne, e ilegală alăturarea. M-auziți, domnule Ponta? Da, vă rog, care era întrebarea? Păi, nu mai eram sigur dacă m-auziți. Spunea că e ilegală alăturarea și, de asemenea, că un astfel de proiect n-are sens, o spunea domnul Crin Antonescu, care și dânsul, ce să vezi, tocmai astăzi a ieșit din casă. Nu l-a mai văzut de multă vreme nimeni. Nu mai avea date despre domnul Crin Antonescu, nu se mai știa pe unde activează, dacă mai activează, prin România. Ei bine, astăzi a ieșit și domnul Crin Antonescu. Proiectul acesta, numit USL, refăcut prin alăturarea domnului Tăriceanu, înseamnă moștenirea integrală a vechiului USL sau ce e nou, ce se păstrează? Categoric înseamnă moștenirea integrală a principiilor, a obiectivelor politice pe care le-am avut din 2011 și a majorității covârșitoare a oamenilor care au format USL-ul, pentru că sigur, nu eram astăzi toți cei care am format USL-ul, nu era Crin Antonescu, dar în afară de Călin Popescu, Tăriceanu, să știți, Radu Stroie, Daniel Chițoiu, Daniel Barbu, Andrei Gerea, toți cei care au fost nu doar fondatori ai USL, dar miniștri mai departe, care au fost în bătălia la referendum pentru demiterea lui Traian Băsescu, toți erau acolo. În partea cealaltă nu mai era nici măcar domnul Antonescu, ci era Klaus Iohannis, cel care, pe care nu l-ați văzut în 2012 nicăieri la USL, a venit direct la putere, la guvernare, și toți băsiștii lângă el, adică Ungureanu, Blaga, Predoiu, toți cei care, cu care noi ne luptăm din 2011, de altfel, țineți minte, USL-ul s-a format și ca să dea jos guvernul PDL condus de Mihai Răzvan Ungureanu, adică exact cei care azi sunt în dreapta și în stânga lui Iohannis. Ceea ce însă am dorit foarte clar azi să transmitem ca mesaj este un mesaj pentru ziua de după 16 noiembrie, pentru că oamenii din această țară spun bravo, vine 16, câștigați prezidențialele, pleacă Băsescu, dar ce faceți cu al doilea obiectiv? Că primul obiectiv era că pleacă Băsescu, al doilea, guvernați bine principiile pe care le-ați spus și pentru care v-am votat în 2012. Ori noi, practic, prin mesajul de azi, este un mesaj de stabilitate și de seriozitate. Oameni buni, Ponta pleacă președinte, prim-ministru vine Tăriceanu, tot fondatorul USL, alături de toți parlamentarii care au fost aleși pe listele USL, și politica noastră este cea pe care o știți, și în domeniul economic, și în domeniul social, și în domeniul fondurilor europene și agriculturii, pentru că, vedeți, în partea aia, în afară de ura și de, ce să vă spun, disperarea pe care am văzut-o și la domnul Băsescu astă seară, nu e nicio ofertă. Noi nu știm, Iohannis cu cine e, cu Predoiu, cu Blaga, cu ce vor ei să facă pentru țară. Ori noi, dincolo de a câștiga alegerile prezidențiale poimine, trebuia să spunem foarte clar, și dumneavoastră, cred, jurnaliștii de la Antena 3, care v-ați luptat cu Băsescu mai mult decât ne-am luptat noi, trebuia să știți, domne, o să vină din partea USL, Tăriceanu prim-ministru, cu cei de acolo și asta vor face. Ori noi asta am transmis și enervarea, turbarea chiar, a domnului Băsescu de după, care am văzut că a stat, a așteptat politicos să terminăm noi, îmi confirmă faptul că am făcut foarte bine, că am refăcut USL-ul. Vă rog să rămâneți alături de noi, domnule Ponta. Domnule Tăriceanu, ați ieșit astăzi